am văzut că situația este destul de dificilă în Republica Moldova, dar acest virus care a apărut așa din neant și care a pus pe pauză o lume întreagă, pare că face foarte multe victime în Republica Moldova. Sunt multe cazuri în continuare. Este scăpată de sub control situația în Republica Moldova sau ce să înțelegem din cifrele raportate zilnic? Nu putem să spunem că este situația scăpată de sub control. În general, față de personalul, cel care lucrează în sistemul medical, am un deosebit respect. Deci a fost cu adevărat perioada în care s-a demonstrat odată în plus cui trebuie și în ce condiții ar trebui să avem mai mult atitudine sau mai multă atenție față de diferite categorii de profesioniști. Medicii aici pur și simplu sunt eroii noștri, dacă este să vorbesc la propriu, ceea ce ține de Chișinău, ceea ce ține de Republica Moldova. De ce spun asta? Pentru că am văzut zilnic în comunicare cu administratorii, dar și în mijlocii cu personalul medical, de la medici până la asistentele medicale, atât în primăvara anului trecut, care a fost foarte, foarte complicată, chiar dacă am avut mai puține cazuri, nu știa nimeni cu ce se papă acest virus, ce se întâmplă, în ce condiții. Toată lumea era într-un fel în zona asta de frică, chiar și medicii care sunt super profesioniști, care au văzut de toate, am comunicat cu foarte mulți dintre ei și este uman pentru că nu poți ignora o astfel de circunstanță despre care nu știi nimic în instanță finală. Și a făcut un efort supraomenesc în toată această perioadă. Noi ne-am lăsat într-un fel sau altul influențați de statistici. Pentru că în decembrie, de pe 10 decembrie, și nu s-a întâmplat nimic extraordinar, da? Deci toată luna noiembrie am avut statistici în creștere pe dinamica infectărilor, dar incidența era una foarte ridicată. Deci am ajuns la 1750 de cazuri pe zi, ceea ce raportat la populație este un număr foarte mare astăzi. România are 4300 la o populație au de 16-17 da, milioane. Și Republica Moldova, care are sub 3 milioane, vorbim din oamenii care sunt acasă, că în total sunt mai mulți, dar sunt plecați peste hotare, fie când ies, fie când vest, deci 1700 era foarte mult. Dar acum, din aceste cifre înțelegem că presiunea este foarte mare pe sistemul medical. Care... Ca să revin, doar o simplă incursiune rapidă. Deci decembrie nu s-a întâmplat nimic. Copiii au plecat în vacanță mult mai târziu, deci am avut cu Crăciunul pe 24-25, Crăciunul pe 9, noi mai sărbătorim și Crăciunul pe stil vechi. Revelionul, copiii au revenit pe 11 ianuarie. Sfântul Vasilie, care este foarte sărbătorit pe 14 ianuarie, anul nou pe stil vechi, așa. Da? Și toate aceste sărbători, că moldovenii sunt petrecăreți, sunt veseli, sunt... Chiar dacă le spui că hai să avem grijă de toată, deci așa suntem noi. Și ne era frică să ne uităm peste această dinamică, dar dinamica era negativă. De la 1700 a scăzut la 300. Am început să închidem spitalele în municipiu. Spitalul de fizio-pneumologie. Pregăteam deja strategie de ieșire. Când, colo, brusc. Deci, și am ajuns iarăși la mai puțin de câteva săptămâni la 1800 de cazuri pe zi. Copiii au plecat iar forțat în învățământ online. Evident că este foarte multă lume care este indignată. În același timp sunt foarte multe componente de la transportul public și terminând cu multe altele care ne fac sau ne dau bătaie de cap. Acum, da, situația este tristă și ceea ce este important să consolidăm toate eforturile pentru a menține sistemul medical. Și pentru a face față acestor provocări, nu contează că este la nivel național sau la nivel municipal, astăzi 60% din toate paturile care sunt în spitalele municipale.